Luni, procurorii din Cotiaș au efectuat 25 de percheziții domiciliare pe raza municipiilor Iași, Roman și a județului Prahova, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de trafic de minori. Polițiștii din cadrul Direcției de Poliție Judiciară din Paris au desfășurat în paralel o acțiune de mare amploare pentru depistarea unor persoane care fac parte din același grup infracțional. Sunt vizate în jur de 120 de persoane de pe teritoriul României și al Franței, din care peste 70 de minori cu vârste între 10 și 13 ani. Se pare că pe raza municipiilor Iași și Roman s-a constituit o grupare infracțională ai cărei membri și-au exploatat proprii copii minori cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani, determinându-i să comită furturi din buzunare, din genți sau din incinta unor societăți comerciale, bunurile fiind apoi însușite de membrii grupării, minorilor li s-a impus să fure în mod constant pentru a susține stilul de viață al părinților. După ce erau instruiți pe raza municipiului Iași, minorii erau transportați în Paris, în mai multe tabere locuite de romi, de unde ulterior erau îndrumați de proprii părinți în activitatea infracțională. De asemenea, minorilor li se impuneau sume zilnice pe care trebuiau să le aducă acasă în funcție de zona unde erau trimiși să fure. În acțiunea de destructurare a grupului infracțional au fost implicați 140 de polițiști și 170 de jandarmi. Azi dimineață, la Roma, mai multe persoane au fost aduse la sediul poliției și preluate ulterior de o dubă a jandarmeriei.